Bună ziua, dragi copii, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor, iar astăzi mi-am propus să rezolvăm împreună o problemă cu volume și capacități pulmonare. Pentru început, să ne reamintim că se deosebesc patru volume respiratorii, și anume volumul curent, volumul inspirator de rezervă, volumul expirator de rezervă și volumul rezidual. Primele trei volume se pot măsura prin spirometrie, în timp ce volumul rezidual se poate măsura folosind tehnici speciale. Prin însumarea volumelor respiratorii, obținem capacitățile pulmonare. Capacitatea vitală reprezintă suma dintre volumul curent, volumul inspirator de rezervă și volumul expirator de rezervă. Iar capacitatea pulmonară totală reprezintă suma dintre primele trei volume, respectiv capacitatea vitală, la care adăugăm și volumul rezidual. Să urmărim cu atenție enunțul problemei. Știm că este important să ne scoatem întotdeauna ordonat datele problemei. Și avem capacitatea vitală a unui adult egală cu 5.000 de mililitri. Volumul curent este egal cu 500 de mililitri. Cantitatea suplimentară de aer inspirat forțat peste volumul curent, respectiv volumul inspirator de rezervă, este egal cu 2500 ml. Și volumul rezidual reprezintă 50% din volumul expirator de rezervă. La subpunctul A, se cere să calculăm volumul rezidual. Noi știm că volumul rezidual este 50% din volumul expirator de rezervă, dar nu știm valoarea acestuia. O putem calcula aplicând prima formulă, și anume capacitatea vitală este egală cu volumul curent plus volumul inspirator de rezervă plus volumul expirator de rezervă. Scoatem volumul expirator de rezervă ca fiind capacitatea vitală minus volumul curent plus volumul inspirator de rezervă, înlocuim cu valorile 5.000 minus 500 plus 2.500 și obținem pentru volumul expirator de rezervă 5.000 minus 3.000 cu valoare de 2.000 de mililitri. Și acum, știind valoarea volumului expirator de rezervă, calculăm volumul rezidual. 50 supra 100 din 2000 de mililitri. Vedeți că putem simplifica și vom obține pentru volumul rezidual 5 ori 200, o valoare de 1000 de mililitri. 50% reprezintă jumătate, prin urmare jumătate din 2000, 1000 de mililitri. Subpunctul B ne cere să stabilim volumul de aer aflat în plămâni după o inspirație forțată. Pentru a ști unde suntem după o inspirație forțată, putem să folosim acest grafic și vedeți, după o inspirație forțată, suntem aici. Prin urmare, în plămâni vom găsi toate cele patru volume respiratorii. După cum putem observa, iată, după o inspirație forțată, întâlnim și volumul rezidual, și volumul expirator de rezervă, și volumul curent, și volumul inspirator de rezervă. Aceasta este capacitatea pulmonară totală.
suma dintre capacitatea vitală și volumul rezidual. Capacitatea vitală am avut-o încă de la început, 5.000 de mililitri, la care adăugăm volumul rezidual pe care l-am calculat la subpunctul A, 1.000, și obținem pentru capacitatea pulmonară totală 6.000 de mililitri. Da, această capacitate pulmonară totală este volumul de aer care se află în plămâni după o inspirație forțată. Și iată, am rezolvat și subpunctul B. Și mergem acum la C. Dacă frecvența respirațiilor în repaus este de 18 pe minut, se cere să calculăm debitul respirator al adultului. Noi știm că debitul respirator reprezintă volumul de aer care se vehiculează prin plămâni într-un minut și este produsul dintre frecvența respirațiilor și volumul curent. Frecvența respirațiilor ne spune câte respirații avem pe minut, în această situație 18, iar volumul curent ne spune cât aer se vehiculează printr-o respirație, din datele problemei 500 de mililitri. Înmulțind 18 cu 500, vom avea, vedeți, 0, 0, 5 ori 8, 40, 0 și 4, 5 ori 1, 5 și cu 4, 9. 9.000 de mililitri de aer pe minut. Putem să transformăm în litri și vom obține pentru debitul respirator 9 litri de aer pe minut. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la adultul din enunțul problemei, care are o frecvență de 18 respirații pe minut și o valoare a volumului curent de 500 de mililitri, în fiecare minut se vehiculează prin plămâni un volum de 9 litri de aer.